Mă Andrei și astăzi am revenit cu un nou joc care se numește Swamp Attack. Și ăsta va fi doar un episod din această minunat joc. Hai să play. Am făcut eu tutorialul. Era un tutorial și să nu mai stăm atâta să-l facem. N-a durat nici mult, dar acum nu. Arată, dă-mi bani. Uite, aici o bombă. Dacă vă întrebați cum se încarcă, lăsați voi și se încarcă singur. Mă rog. Am observat cu cât e mai aproape, cu atât îi dă mai mult damage. Cu shotgun-ul cel puțin. Nu mai am multă baterie. O să vină, de exemplu, și broștii astea testose, care se transformă în pisici. O să ținem bomba și o să o lăsăm acolo. Bum. Când mai are foarte puțină viață, să scoate din carapace asta. Nu am văzut ce se întâmplă dacă vine la tine acasă, poate probabil te mănâncă. Dar, nu. Îți dai seama să trăiești în locul ăsta și să vină toată ziua, una după alta, să vină ăștia. Nu e foarte greu de jucat, uite, am mai primit o bombă. Așteptăm să mai vin. Și l-am terminat. Nivelul 2. Aici o să vedeți niște gândăcei. Dacă ăsta e speriat și pleacă în ceruri, du-te mă de aici. Bigger clip. Am vrea dăm shotgun-ul să aibă mai multe gloanțe și să putem la nivelul 3. Episodul 1, Danger from the Swamp. Vedeți, acum dăm mult mai mult damage când e mai la distanță. Luăm deja 2 minute, nu pot să înțeleg așa ceva. 2, 3, 4... Ați văzut că dacă trageți așa la al doilea, ia damage și primul. Îmi bag ceva sau așa e. De câteva bănuți. Să nu e ce o bombiță. Dacă sunt puțin așa ceva, să nu vă speriați că cu cât ne încași mai mult și mai aproape de tine, dăm mult mai mult de aici, adică nu? Am făcut double kill. 2. Ai și mai multe gloante cu cât îți upgradezi și că asta e foarte bine. O să vine în ce în ce mai mult și nu prea eu să am foarte multe cuvante. Aștepta și se încarcă sigur. Uite, am primit molotov. O bombă. Am alocat molotov. Și aici are de două molotov. Să astea și hai să vedem. Mamă, nu cred! Mama, cât de fain. Foarte fain fază. Foarte faină. Semna chill nivelul ăsta. Făcut 940 de bănuți. Nu am făcut downgrade your defense. Apărăm.
Ce-o fi băbăgeat? După cum vedeți, sunt mai multe minigun, ia, double shotgun, RMPG, nu știu să pronunțe asta, Bob Tower, Alien Gun, Crossbow, Flame Tower, M16, Uzi. Vreau să nu i-am creat în situația, la explosiv, avem așa, la explosiv, mai trebuie să mai deblocăm astea. Play. Nu știu cum bate grează, dar nu știu ce e bine pică. Nu e așa că... Ah! Mi-a fost mai asustată. Dar cu cât ai scris, siguranță, cu cât ai scris, a fost mai greu. Asta e foarte bun când îi zici să-mi dai pe ăsta, așa și le rămâne puțin de viață. Te ajută foarte mult. Asta sunt bombele bune, bombele sunt și foarte bune. Ce am dat. Am zis că nu are la. No. Să vezi, ce rapid. Am deja de 6 minute. Am luat ce pentru asta. Bell Kong, Battle. Hai că am văzut că vorbați bani, dar eu nu vreau să văd ea. Dat. Special, ce aici o să vă arete. Aici nu știu ceva cu defense. Acolo avem și te bate inimi. Mai sunt în nivelul acesta și o să încercăm și eu. Astăzi am postat foarte multe videoclipuri pentru că dacă vreți să mă căutați pe celelalte canale o să vi, o să vi le spun. O să vi le las de fapt în descriere, nu știu dacă înțeles, am două canale, unul cu poza așa cu un mutan cu căști, Andy Mod 3, Andy 6123. Mi-am pus nume că n-am vrut să-l știe chiar atâta lume, dar... Acum, ce avem de pierdut? Na, două, hai mă, trei. Nu mai eu simt guante degeaba de asta, nu dăm stăția. Și am văzut că dacă le dai în cap, le dai un shot kill. Molotov. O să văd că nu o să fie dintre aia care... o bombă. Și mama, cu cât o mai multe gloanțe, atâtea o să și încarce și... Cum vedeți, încarc foarte greu cu soțul meu. Vă strâng bani pentru Uzi. Sau Uzi. Uite, acolo avem un boss, văd că... mori. Mamă, mamă, ce-am făcut. Așa. Zdravă, zdravă. Nu mie de bani, bravo, bravo, bravo. Aici upgrade, spune un upgrade. Și hai să încercăm să mergem o singură. De bine, o să o închid eu pe dar să încercăm să cum a făcut level acolo. Nu la la, da, dumne. Eu, este așa, așa, păi mie e un pic mai complicat.
Mușche, na, na mai, dă-mi înapoi molotovul. Mai grea, na. Dă-mi pe aparatul. Tu ce-mi dai, mă? Tu ce-mi dai? Nu știu, nu-l văd nici aici. Na bun, cam atât și cu episodul de astăzi. O să ne revenim poate în altă zi. Dar cu jocul acesta nu o să continuăm, pentru că am văzut doar așa un joc de prezentare. Așa, dacă vreți să vă jucați în lumea voastră. Și cam atât și cu episodul de astăzi. V-am pupat, are.